Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soare venus venusă ascendent în taur, etalarea pe care o fac deocamdată în pat, dar încărând o să mă mut în atelier și o să am mai mult timp pentru voi, pentru că știți, v-am zis că m-am mutat și orice mutare necesită o grămadă de lucru, de curățenie, de ordinele. Uh -huh. În acest motiv nu am făcut nici manicure, o să vă rog frumos să mă scuzați, așa se întâmplă, mai lucrez și în grădină, e frumos, e fain, e fine, rău de tot. În fine, mesaje pentru tauri. Evident, ce putea să primească taurii decât atingere fizică. Voi, senzualii și pământenii tauri, aveți nevoie de atingere fizică într-o relație cu cineva. Posibil această carantină și izolare a accentuat această nevoie de senzualitate de a vă atinge și de a vă exprima dragostea și prin cadouri și prin atingeri fizice. Posibil, trebuie să vă faceți curajul să începeți o călătorie înspre dragoste. Take a chance in love. Înspre dragoste, eventual poate ați muncit foarte mult sau ați trecut prin cine știe ce situații și nu ați avut timp de dragoste, dar această perioadă vă ajută să vă regândiți eventual relațiile și nevoile, nevoile fizice emoționale. Și în momentul în care vă dați șansa la o dragoste, încep să se manifeste miracole și binecuvântări. Și cum vă dați șansa la dragoste, exprimând ceea ce simțiți, și prin atingere fizică, dar și prin daruri, altfel veți fi considerați că aveți cinește ce interese pur fizice pentru persoana dragă. 47. 11. Poate o parte, foarte puțin dintre voi, sunteți în într-o poveste cu flacăra voastră geamănă. Uhum. din seria cealaltă a oracolelor, aveți consiliere și scriere. Posibil, trebuie să consiliați pe cineva și asta o faceți scriind mesaje, vedem cum se așează cărțile, de susținere, bănuiesc într-o privință psihologică sau care ține de sănătate. Dar cum văd eu acum cărțile și la capătul setului de cărți aveți și un autor, da? Cineva care studiază, un autor, o călătorie și o susținere. Și eu văd un mesaj pentru destul de puțini, nu știu cât, dar există acest mesaj. Pentru că știu că taurii pot să scrie foarte frumos că sunteți marcați de Venus, da? Writing. Dacă aveți și planete în gemeni, cu atât mai mult. Cred că sunteți susținuți să studiați sau să povestiți despre o călătorie. O călătorie care v-a făcut mai puternici. Eventual, călătoria în țară pentru cei care sunt departe, ce ați simțit că ați fost departe de casă, cât ați fost izolați. Eu așa simt să transmit acest mesaj pentru unii dintre voi care aveți această calitate. Să scrieți, să povestiți. Ar mai fi ceva de spus, pentru că e o situație specială. Încercați să căutați un consilier, consilieră, da? Consilier psihologic și spiritual, care vă ajută să faceți afirmații. Acest writing, această scriere. Mă duce cu gândul și la nevoia de manifestare, că tot aveți ceva legat de fizic, da? de manifestare, de exprimarea dragostei voastre, de a atrage dragostea, de a vă da șansă la dragoste. Și cum o faceți? Scrind, scrind-vă intențiile, eliberându-vă, scrind tot ceea ce vreți să manifestați de acum încolo, da, în această călătorie călătorie care va aduce mai aproape de miracole, de binecuvântări, de vindecare eventual. Ce dragoste! Vedem ce se mai așează, ce se mai așează. Hai să vedem. La capătul setului de cărți trei de monede. Sunteți voi care munciți, munciți, pentru că știți că nu prea... 3 și 4 de, de monede. Aveți un nouă de băte? Trebuie să stați în picioare și financiar, nu doar fizic. Aveți rezistență fizică, ați trecut prin multe, v-ați făcut imunitate, sistemul imunitar, sunteți oameni puternici, dar trebuie să și munciți. Pentru că banii se duc și trebuie să țineți de bani, patru de, de monede. Și trebuie să munciți în continuare și pentru asta aveți nevoie de un corp puternic și rezistent. Eventual? Există un personaj, valetul de cupel văd acum ca pe acest consilier emoțional, spiritual, sufletesc, psihologic. Un, un suflet care vine în preajma voastră și în momentul în care vine, dați-vă șansă la dragoste, încerca să nu fiți acest împărat, da? Împăratul poate să reprezintă zodia berbecului sau al taurului sau balanță încerca să nu fiți acest împărat care pune restricții, care se abține, care impune reguli, Încercați și primiți această ofertă, da? Pentru că în momentul în care primiți, puteți să manifestați, puteți să manifestați aceste miracole și binecuvântări. Puteți să ieșiți din starea de gânduri, de stres, de boală, da? Și să manifestați acești șase de cupe, o relație profundă, emoțională, telepatică, din tinerețe, din copilărie, dintr-o altă viață, variază de la personaj la personaj. Încercați să ieșiți un pic din șabloane, da? Patru de monede și împăratul sugerează două cazuri care sugerează șabloanele, da? Hai să vedem ce mai apare. Nu este complet Soarele, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Taur. Aprilie. Nu înregistrează. Înregistrează. Ce vrea să se arate? Ia uite, aici sunteți voi. Aveți nevoie de spiritualitate. Aveți nevoie de Dumnezeu. Aveți nevoie de consiliere, ia uite, consiliere, un consilier, o persoană puternică, apărut și valetul de cupe. Aveți nevoie de credință casă, renașteți judecata, ca să gândiți să alegeți corect într-o situație. Tau. Soare. Uf, luna. să o, oh, opt de spade. Regele de monede ar trebui să fiți voi sau nasem de pământ. Zece. Uf, zece de bute. Uf. Simțiți că lumea târnă pe, pe umerii voștri. Moartea, asul de monede, fine. fain. Și am simțit asta, am simțit în timp ce am amestecat cărțile. La berbece am simțit o floare care stă să se desfacă și probabil a fost acea nouă dragoste, dar n-am apucat să o ea. Și în timp ce am amestecat cărțile voastre, am simțit o ușă care se deschide, o oportunitate într-o privință. Frumos. Regele de spade, 9 de monede și cavalerul de monede. Iar a vrut să se arate. He, Da! Într-un alt context. Teoretic, ar trebui să construiți aceasta. Dacă vă dați șansa la o dragoste, să construiți această dragoste. Această relație și să nu stați crispați în reguli, în ambiții, în conflicte interioare, în ambiții mentale, da? Unii dintre voi. Depinde și ce planetă aveți. Lucrați nu doar pentru bani, lucrați în relațiile pe care le aveți. Eu vă arăt cărțile. Acum cum se manifestă, variază. Acum, teoretic, prima săptămână, că e prima, că e a doua, începutul lui aprilie este oarecum marcat de trecut, de martie. Poate să fie și finalul lui martie, poate să fie și un trecut recent, poate să fie și acest prezent încă marcat de trecut. 8 de spade. de spade, vă faceți griji. Aici sunteți voi, regi, stabili. Regi în general sunt stabili și atunci fiind un semn fix ar putea să simt că vă reprezintă pe voi. Vă faceți griji pentru că sunteți foarte obosiți și în momentul în care sunteți foarte obosiți nu vă mai conectați la intuiție, la emoții. Din acest motiv aveți nevoie de consiliere și a apărut acel valet de, de cupe. V-ați sărăci de emoții. Sunt trei cărți și de fapt nicio carte nu arată emoțiile aici. Uh -huh. V-ați privat de emoții dintr-un punct de vedere. Aveți spade, aveți pământ. Ha, interesant! O verticală numai de foc, o verticală numai de pământ și o verticală numai de spade. Gânduri, Asiune, nevoi fizice într-adevăr și nevoi materiale. Dar unde sunt emoțiile, dragii mei, tauri? Că sunteți semn de pământ și aveți nevoie de apă, aveți nevoie de emoții, aveți nevoie de spiritualitate. Nimeni nu poate să, să manifeste miracole și binecuvântările fără spiritualitate. 13 apare și aici, interesant, 13 și 13. Poate e numărul vostru a unora dintre voi. Nu e obligatoriu să fiți tauri, poate aveți ascendent și sunteți semne de aer, unii dintre voi variază. Dar am zis, 8 de spade, regele de monede și 10 de bâte reprezintă o situație în care voi vă simțiți epuizați fizic, asta înseamnă 10 de, de bâte. Ați muncit foarte mult, v-ați asumat multe responsabilități, e ia ca așa acum, mare grijă, mare grijă să nu vă scadă și sistemul imunitar, da? să nu vă afecteze, să nu vă scadă imunitatea, scuzați-mi. Da? să nu vă afecteze sistemul imunitar, pentru că vă face și griji. Poate vă paranoizați acum cu situația prin care trecem toți, da? Mare grijă să nu manifestați, da? Cele două cărți. Rămâneți în echilibru, rămâneți pământeni, aveți acea stabilitate materială, că doar de-aia ați lucrat atât, da? O aveți. Calmați-vă, calmați-vă și renunțați un pic la o parte din responsabilități. C oricum suntem izolați, oricum suntem în carantină și tocmai bine nu vă mai duceți la anumite joburi care vă epuizează, nu mai investiți în relații care sunt fără sens. Dați-vă șansa la dragoste. Hmm. Undeva pe la jumătatea lui aprilie aveți această... Nu vă speriați, nu, nu pățiți nimic. Această moarte, această transformare radicală este transformarea în relațiile cu cei dragi. Relații de lungă durată, relații contractuale, da, opoziția Scorpion Taur. Da. Dar ce e frumos că dacă puneți capăt unei situații care vă obosi, și vă va blocat mental situație relație, da, aveți posibilitatea să începeți o nouă relație. Da? Să vă dați șansa la dragoste. Zicem că relație, că asta înseamnă asul de monede, poate să, să fie o relație de lungă durată sau cu potențial de lungă durată, pentru că aveți și șase de băte, iar o relație cu potențial deosebit, care vă duce către succes. Poate să fie job, că doar sunteți rege dacă ați muncit și aveți o poziție de autoritate. Puneți capăt unui job și începeți un altul, care vă duce către o, un succes probabil pe care nu l-ați avut până acum sau care, pur și simplu, trebuia manifestat, era în planul divin. Dacă nu e vorba de job, de bani, evident că poate să fie vorba de o relație. Că doar vă doriți o relație fizică. Dar zice, dați-vă șansa la dragoste, nu doar la atingeri fizice. Asta înseamnă emoții. Ia uite, dragostea este peste tot în jurul vostru. Puneți bazele, Probabil acest as, acest de monede înseamnă bazele unei relații de lungă durată, cu potențial deosebit. Și moartea înseamnă și reînviere, și renaștere. Asta înseamnă scorpionul. Care la voi este pe casa a șaptea, da? Interesante cum sunt cărțile, foarte interesante. Spre sfârșitul lui aprilie aveți regele de spade, iar semn de aer, nouă de monede. Puteți să fiți voi sau cineva fecioară, că e nouă, un alt semn de pământ și cavalerul de bâte. O atracție, da? Nevoia fizică, nevoia de atingere și de a vă exprima dragostea și prin atingere, da? După atâta izolare. Dar undeva spre sfârșitul lui aprilie, vedem și cum vor fi clarificate cărțile. foarte frumos cum se așează pe vertical aceste cărți, da? Renașteți din acest uh, conflict mental, sau mai bine să zic, uh, rupeți lanțurile. 8, Opt, casa 8 a scorpionului. Renașteți mental. Și ajungeți într-o poziție în care puteți să vă exprimați adevărul clar. Bine, mai rar că nu sunteți poate foarte, foarte vorbăreți, dar ce este important este că aveți acces la adevăr după această transformare, da? Transformare mentală. Nu veți fi doar regi de monede, veți fi și regi de spade. Dacă cumva sunteți semne de aer, renașteți după această perioadă de blocaje mentale, renașteți. Manifestați regele de spade din voi. 9 de monede reprezintă o persoană independentă, financiară, o persoană frumoasă. Este o femeie, e mica împărăteasă, ia uite, și regele de monede. Posibil, pentru bărbați, s-ar putea să vă simțiți foarte atrași de această persoană frumoasă, venusiană și ea, da? Că e fecioară, că e alt semn de pământ, că e orice alt semn, poate să fie și semn de apă, da? O persoană independentă, cu multe reușite care e singură și nu e în colivie, interesant, da? E în afara coliviei. E singură, dar se simte bine. Posibil simțiți această atracție foarte mare pentru ei, pentru ea și totuși ce face regele de spade? Nu o exprimați. Dacă la un moment dat ați înțeles cu această transformare mentală că sunteți într-adevăr atrași de acest personaj, de această ofertă, totuși nu o exprimați. Deși nu exprimați foarte mult verbal, ați exprima o fizic, prin sărutări, prin îmbrățișări, prin nevoia de a face dragoste. Ia uite, am vrut să văd ce urmează după asul de cupe, dragii mei, tăurași și tăurițe. Da? Undeva mai spre mai apare și această ofertă. Probabil, în sfârșit, apar cupele. În sfârșit, conștientizați nevoia de emoții. Acum, una e să conștientizezi și alta e să exprimi. Dar e și acesta un pas. Hai să clarificăm. Ia uite ce frumos s-a oprit. Aici, cărțile clarificatorii s-au oprit la doi de cupe. Prietenie. Posibil sunteți într-o prietenie sau începeți o prietenie cu cineva. O prietenie profundă. Iau te doi și trei. Eventual vă întâlniți și vă simțiți bine împreună sau măcar cu prietenii. Poate aveți niște prieteni cu care vă întâlniți. Și această, ce frumos, iar tot semne de apă, această întâlnire vă vindecă și vă aduce o stare de satisfacție emoțională foarte mare și, și Transformați stresul. iau te transformați stresul, da? Stres. Stresul mental. Interesant ce frumos au venit, da? Două cărți care exprimă acest lucru. Dragii mei, haideți că am dreptate, da? Sunt două cărți care exprimă. Două seturi de cărți. o transformați mental. Ieșiți din acest stres. Ok, mai amestec o dată și apoi Stai ca să clarific. Vedem ce. O prietenie deosebită este cartea sufletelor perechi. Da? Posibil, dacă vă dați această șansă la dragoste, da? Dar trebuie să vă exprimați și nevoile fizice, și nevoile emoționale, prin niște mici gesturi. Taur, soare, luna, venus, ascendent, nu, din taur. Ați atârnat foarte mult de trecut. Trebuie să vă ascultați vocea, vocea interioară. Este similar cu Marea Preoteasă, iar semnul peștilor de obicei sau rac sau uh, scorpion, că tot apare scorpionul sau cineva cu marcaj în aceste, în aceste case. Nu contează cine. Dar, mai presus de toate, este vocea voastră interioară care vă spune că nu puteți să mai stați, să mai, cum am zis mai devreme, dați în urmă a apărut și împăratul și patru de, de, monede. Nu puteți să mai stați în acele tipare în trecut, pentru că, din orice punct de vedere, toți suntem chemați la schimbare în acest an și în anii care vin. Bine, oficial suntem forțați, neoficial suntem chemați de forțele divine să ne transformăm. Taur, soarele, nu vă să ascendem și luna dumneavoastră în taur. Ok, doki. Ha, curajul, curajul să, ce frumos, imediat, vinovăție, vă simțiți vinovați, breakthrough, trebuie să spargeți blocajele, abundență, regele de, similar cu regele de monede, ce frumos, iar taur, scorpion, opoziția, taur, scorpion. 8 de monede, munciți pentru această ofertă, că dacă vine această ofertă profesională, da, profesional sau relațională, o nouă relație, acel as de cupe și as de monede, munciți pentru ea. Și așa manifestația ut 6 de, de bute și sursa și soarele și bucuria și satisfacția și renașterea. Ha. Proiecții, moralitate și singurătate. E similar cu eremitul. Și apoi, peste asul de cupe, teoretic ar trebui să fie nebunul. Undeva spre sfârșitul lui mai, o luați de la zero și din punct de vedere emoțional. Uite, aici ar trebui să fie, da? Riscați. Bine, în sensul frumos, evident că nu trebuie să vă riscați nici banii, nici sănătatea, nici... Adică, vă dați șansa. Vă dați șansa la dragoste. Dați-vă șansă la dragoste. Hmm. La capătul setului de cărți se apare, dragii mei, am zis, de mică împărăteasă la nouă de, de monede, aici. Am zis. De mică împărăteasă apare și aici, mare împărăteasă, creativitate. Dar trebuie să vă lăsați un pic duș de, de val, de situație, de emoții, da? Că asta înseamnă, going with the flow, să vă lăsați un pic în voia simțurilor ca să vă transformați viața. Iar apare transformarea, da? Și aici aveți moartea și aici apare transformarea. Încercați să meditați, să meditați și să vă conectați ori la o persoană, probabil că vine o persoană în aparență, dragii mei, persoana este în aparență inocentă, dar în spate este un profesor spiritual. Eventual, trebuie să vă conectați voi la această energie. Poate citiți o carte sau vă conectați la un, nu știu, un autor, că tot apare autor, la un consilier, că tot apare consilier, și vă conectați la inocența voastră. Ce frumoase cărți! Mai sper că ați priceput ce am încercat să, să zic aici. Foarte frumos! Acum să clarificăm, da? Pe scurt. Moro, te rog, stai cu minte. Ce ziceam? că aveți un, stați într-o situație în care v-ați blocat mental, dar aveți curajul, iar 8 și 8, da? 8 și 8. Aveți curajul să ieșiți în acest blocaj, în această cușcă, da? Intrați, găsiți-vă variantele prin care să puteți crește. Conectați-vă la, ce, la soare, la lumină, la spiritualitate. Încercați să nu vă mai învinovățiți. Ia uite ce face. Similar cu 8 de spade vă luați cu mâinile de cap și vă învinovățiți degeaba într-o situație. Poate acest rege de monedă să reprezinte și un soț, o soție sau un partener sau un, un șef pentru unii dintre voi. Dar aveți curajul să ieșiți din această stare de vinovăție. Iar curaj, spargeți, da? Spargeți acest zid. Găsiți-vă, ce frumos, găsiți-vă această crăpătură care vă duce către lumină cărare foarte strâmtă, dar, evident, necesară. Renunțați la aceste responsabilități. Conectați-vă la plexul solar, da? Pentru acest sistem imunitar trebuie întărit prin această conectare la plexul solar. În continuare, transformați ceva. Am zis, dacă în trecut ați fost stresați mental, da, ați avut un echilibru, dar pentru acest echilibru, când vorbesc de echilibru financiar sau satisfacții financiare, pentru acest echilibru a stat în această energie, dragii mei. Se poate să ai abundență și altfel. Și altfel. Și pentru asta trebuie să ne transformăm. Unii dintre voi știți ce spun. Unii dintre voi știți ce spun. Ceilalți, dacă nu înțelegeți, întrebați. Mm, și unde era? Așa, să le pun în ordine. Vă transformați mental ca să învățați să atrageți abundența. Abundența se poate obține nu doar prin muncă, ci printr-o stare mentală sănătoasă. Mm. Și cum atrageți această abundență, cum o atrageți muncind într-adevăr, dar și scriind, da, și scriind cum am zis, făcând manifestări eventual, dacă vă separați de cineva, s-ar putea să vă dați seama că o abundență mult mai mare puteți regăsi în următoarea relație care vine sau care a început să se manifeste sau care urmează să se manifeste. Și dacă înțelegeți acest lucru, teoretic ar trebui să munciți în grădina voastră interioară și în relație, în grădina dintre, pe care o forma. A, ah, interesant, doi pomi, cum apăru mai devreme, doi pomi. Uh, grădina, relația pe care o creați cu o persoană specială, care vă este un prieten foarte drag, o prietenă foarte dragă, da? Doi pomi. Dați în urmă. A fost doi de cupe mai devreme, da? Lucrați pentru această relație pentru că este mare potențial. Șase de bătă este clarificat de sursă, de soare. Aveți victorie într-o privință. Evident, dacă nu e profesională, poate să fie în sănătate, da? poate să fie și în relațiile cu... Cine se arată acum ca un mare potențial pe viitor. Regele de spade este clarificat de șapte de cupe de proiecții. Vă dați seama, aveți acces la adevăr că regele de spade e o persoană extrem de inteligentă și de înțeleaptă. Și dacă v-ați transformat mental, dacă v-ați transformat mental, vă dați seama că acel blocaj mental de fapt a fost energia în care a stat voi, o energie în care vă proiectați la ce spuneau unii și alții. Nu erați conectați la esența voastră, nicio relație cu cei din trecut, da? Era o relație de suprafață, nu de profunzime. relații de suprafață. Hmm. Oricum, acest rege de spade extrem de inteligent înțelege proiecțiile în care a stat blocat mental și totuși, eu zic că aveți curajul da? să renunțați la starea de vină, să vă deblocați, da, breakthrough, și să... Ce frumos! Sunt două flori, nu e una. Nu sunteți singuri. Sunteți împreună cu această nouă persoană, da? Acest as de monede, această soare, această bucurie, această persoană care vă aduce victorii și bucurie. 9 de monede este clarificat de moralitate. Similar cu regele de, de spade. Dacă vă eliberați de o relație, până o manifestați, o relație nu se manifestă într-o zi, două, da? Până începe să construiască următoarea relație, posibil că tot a apărut și Marele Preot, vă conectați la un sistem moral special. La o atitudine mai precaută, mai grijulie. Sau poate persoana pentru unii dintre voi poate să fie această persoană. O persoană foarte morală. Mm -hmm. Și cu care probabil nu v-ați obișnuit să aveți de-a face cu asemenea persoană. V-ați obișnuit cu persoane care creează aparențe și care în spatele aparențelor sunt putrede, da? Ca cele mere frumoase care sunt mm stricate pe dinăuntru. Cavalerul de băte este clarificat de singurătate. Această izolare și această carantină vă ajută să vă temperați impulsurile fizice, sexuale și eventual să vă analizați, să vă analizați că e similar cu Eremitul, Eremitul totea Fecioarei mai mult sau mai puțin. Eremitul este un singuratic, un călugăr care merge către Lumină, merge în întuneric către Lumină. În această perioadă a lui aprilie, măcar până la sfârșitul lunii, poate chiar și în mai, o perioadă variază de la unii la alții, depinde unde sunteți în ce țară, dacă aveți joburi, vă înțelegeți nevoile sexuale, atracțiile de cine. de ce ați fost atrași de anumite persoane, da, de proiecții. Și de ce sunteți atrași de această persoană? mi se pare o persoană foarte faină. Da? Mi se pare o persoană și creativă și inteligentă, că e femeie, că e bărbată, variază, așa, și morală, da? Am zis inteligentă, da? Cu acest rege de, de spade. Și cu multe reușite și frumoasă și stilată și la la la, câte mai vreți voi. Dacă nu e o persoană, s-ar putea să fiți chiar voi. În cazul în care vă separați de ceva ce v-am zis, dați în urmă, dar nu pot să repete 11.000 de ori, da? Această singurătate vă ajută să vă înțelegeți nevoile fizice, fizice atracțiile. Ce înseamnă atracție fizică și ce înseamnă dragoste? Și în momentul în care înțelegeți, manifestați acest as de cupe. Repet, undeva prin mai. Aveți această creștere. Dar ce frumos. Creativitate. Vitalitate. Dar trebuie să vă lăsați un pic în voia emoțiilor, da? Nu mai gândiți așa de mult. Hrăniți-vă acest pământ. Meditați și uite, așa vă transformați. Vă arăt încă o dată. Și vă conectați la inocența voastră sau, v-am zis, la o persoană foarte în aparență inocentă, sau poate că nu neapărat în aparență, are aceste două laturi. Nu se pare semnul peștilor, mai mult sau mai puțin, sau semn de apă, sau nu contează. Așa, chiar dacă trecând peste semne, chiar dacă e inocentă, în spate are o mare înțelepciune. Nu vă lăsați păcăliți de aceste proiecții. E frumos, de fapt, orice înțelept manifestă și inocență. Interesant că amândoi au barbă, da? Un suflet bătrân. Foarte înțelept. În preajma voastră. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent în tau. Sper că îmi comunicați ce și cum în viața voastră. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină. Vă pup și pe curând. Numai bine. Ceau!